Turiștii din Republica Moldova, Ucraina și Rusia, care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, au început să-și facă simțită prezența în stațiunile de pe Valea Prahovei, atrași de pârtile de schi și zăpadă în abundență, majoritatea legând să vină în România din acest motiv. Se estimează că peste 7.000 de turiști vor petrece sărbătorile perit vechi pe Valea Prahovei. Crăciunul perit vechi, conform calendarului Iulian, va avea loc pe 7 ianuarie, iar Revelionul, conform aceluiași calendar, este sărbătorit anul acesta în dintre 13 și 14 ianuarie, cu o întârziere de 13 zile față de calendarul gregorian. De altfel, de Revelion, Vala Prahove a fost destinația de top. Peste 10.000 de turiști au ales stațiunile Sinaia, Bușteni sau Azuga. Gradul de ocupare a fost de 100% la Sinaia, Azuga și Bușteni, la Braza 90%, iar Câmpina și Poiana Câmpina peste 80%. Pârtiile de schi au fost deschise pe toată perioada, iar instalațiile de iluminat nocturn au prelungit ziua de schi până după ora 18. .00.